Pentru al cincilea an consecutiv, compania Orange Moldova este alături de câștigătorul etapei naționale a concursului Eurovision Song Contest. În acest an, la Baku, unde se va desfășura concursul european, Republica Moldova va fi reprezentată de Pasha Parfeni cu piesa Lăutar. Decizia a fost luată în cadrul unui concert televizat, care a avut loc duminică, 11 martie. Sper că și vouă v-a plăcut spectacolul, a fost extraordinar, foarte frumos. Așa, care este erou serii de astăzi, cu siguranță are șanse foarte mari la Baku și noi cu toții o să ținem pumnii pentru găsire. Artiștii noștri și piesele care erau sau sunt prezentate de artiștii noștri aduc promovarea țării și peste hotare. Organizatorii s-au declarat și ei mulțumiți de concert, spunând că datorită Orange, evenimentul a fost unul mai calitativ și mai frumos decât în anii precedenți. Suntem foarte mulțumiți pentru că acum vedem că ne-a reușit tot ce ne-am propus. Am vrut un spectacol mai frumos decât cel din anii precedenți. Toată lumea, vreau să cred că este sinceră și a spus că s-a simțit bine pe scenă și este mulțumită de spectacolul pe care l-am organizat. Câștigătorul etapei naționale, Pasha Parfeni, spune că rezultatul a fost unul neașteptat. Interpretul a mulțumit publicului și juriului, declarând că va face show pe scena din Baku. Eu poate și am așteptat, dar n-am așteptat anume emoțiile la așa nivel care am eu acum, sincer. Cred că și mâine noi deja o să începem cu echipa să facem o strategie nouă care la un nivel internațional o să ne ajută să lucrăm mai departe și asta procesul să fie mai greu decât la nivel național, mult mai complicat. La final, atât membrii trupei lui Pasha Parfeni, cât și interpretul au primit în dar câte o tabletă modernă din partea companiei Orange Moldova. De cadouri superb, Orange, vă mulțumim frumos, cel mai bun sponsor, cel mai darnici, cel mai mersiu, să întrebați în legătura din Baku, din Moldova. Concursul Eurovision din acest an se va desfășura în capitala Azerbaidjanului, Baku. Semifinalele vor avea loc pe 22 și 24 mai, iar marea finală pe 26 mai.